Salut! Numele meu este Teodor Urac și în videoclipul de astăzi o să facem un unboxing la acest bad boy, la un Xiaomi, corectați-mă voi dacă zic greșit, Xiaomi 11 Lite 5G. Deci avem aici whatever, cutie dacă se vede, whatever, asta, așa. Deci soția mea va trece de la acest iPhone, care la momentul videoclipului, când lansez acest videoclip, acest telefon va fi vândut. Deci am vândut acest telefon și am cumpărat un înapoi la Android. Deci se duce înapoi la Android și a ales acest Xiaomi 11 Lite 5G pentru că este mai ușor ca și sistem de operare pentru ea, pentru că am învățat pe Android foarte mult. Și da, haideți să trecem la unboxing și o să vă dau mai multe detalii pe parcursul acestui video. Haideți să trecem la unboxing. Am adus cuțitașul MAS-SAS, așa, și o să încercăm să-l desfacem fără să îl zgâriem. Pus un lipici care să nu-l desfaci. Deci avem un Mi 11 Lite 5G cu 5G, bineînțeles. De asemenea avem 8 GB de RAM și 128 de GB memorie internă. Deci Mi 11 Lite 5G. Deci avem telefonul aici înăuntru. În prima cutiuță, să zic așa, avem instrucțiuni de folosire care nimeni nu le citește. Avem o chestie înăuntru aici. Ce asta? Oh, e dangle-ul. Deci se încarcă la USB Type C și avem adaptorul ăsta pentru căști, foarte drăguț din partea celor de la Xiaomi. Avem o husă care este cât de cât ok-ish, pentru că este gratis, anyway. Așa, o să punem asta aici, o să scoatem telefonul puțin și o să-l punem la o parte. Să ne mai uităm să vedem ce avem aici. Bineînțeles avem cablul de încărcare care arată cam așa, Type-C la USB regular, și o să punem și asta într-o parte aici, și avem și power brick-ul, adaptorul care are o putere de încărcare de 27 W, deci are fast charging 27 W. Așa, o să dăm și asta la o parte. Deci cam atât avem în cutie. Nu? Da? Da, nu? Nu, da? Mai căutăm aici. Vedem, poate mai pus ceva, dar nu. Nu. Ba da, este ceva aici. Nu, nu mai avem nimic. Eu mă gândeam că au pus chestia asta. Mă gândeam și am zis că poate au pus și căști, dar nu au pus căști. Anyway. Așa, deci avem înăuntru power brick-ul, adaptorul ăsta pentru căști, în caz că, anyway, s-au făcut căști cu USB Type-C și cablul de încărcare, de asemenea și husă, foarte drăguț din partea celor de la Xiaomi să se includă și o husă. Deci avem Mi 11 Lite 5G, deci avem un ecran OLED cu 90 de Hz, foarte tare, abia aștept să văd cum se mișcă. Camera principală este de 64 de megapixeli, asta mare de aici. Să scoatem chestia asta de aici. Nu o să vă spun prea multe despre telefon, o să-l testez în zilele care urmează, sau o să-l testeze proprietarul mai bine, așa, și o să vedem cum se comportă telefonul, dacă vi-l recomand sau să vă cumpărați un iPhone mai bine. Avem SIM 3 aici jos. Pe partea dreaptă avem butonul de volum minus și plus și butonul ăsta ciudat aici, mi se pare ciudat așa, pentru că e mai gros, e butonul de power on, power off și butonul de lock screen. Mie îmi place foarte mult modulul de la cameră și pentru că telefonul este ușor, dar o să vedem mai multe, o să vedem ce o să ne spună utilizatorul telefonului, utilizatoarea, adică soția mea. Da, cam atât pentru acest video, cam atât cu acest unboxing, o să încercăm să punem cusa ușor. Da, ne vedem în videoclipul următor, cam atât pentru ziua de astăzi, nu uitați să vă abonați și până data viitoare, Peace.